dar nu fi astăzi seara la Divinjor, de câțiva ani, de fapt, doamna Diana Bien Burlescu. Acest eveniment, un eveniment normal din punctul meu de vedere. Prezența noastră cotidiană este de multe ori bulversată de senzaționalul care ne înconjoară în fiecare zi. Senzaționalul care este extras de multe ori din întâmplări ambigue sau dintr-un sistem valoric neconcludent, dar noi, oamenii de cultură, ne propunem să rămânem normali, să nu fim senzaționali. Acesta este motivul pentru care Centrul Cultural Județean în Călăraș organizează astfel de proiecte ca acesta din această seară. O reuniune corală care înseamnă o întâlnire a noastră, a slujbașilor dintr-un centru cultural și a colaboratorilor din centre culturale din România și atât și din Bulgaria. Lucru pentru care nu pot decât să vă mulțumesc și mai înseamnă ceva. Înseamnă faptul că se pune accent pe arta autentică, care de multe ori este lăsată la o parte și care, iată, încearcă să-și creeze spații în care să demonstreze că este valoroasă. Nu pot decât să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că suntem aproape doar noi cei implicați în acest eveniment și câțiva spectatori și copii care au venit să vadă frumusețea muzicii corale. Pentru acest lucru am să invit în scenă în continuare pe cei care muncesc zi de zi ca muzica corală să dăinuiască. Adică pe dirijorul corului Sedeanca din Bulgaria, domnul Dimitar Boev, îl rog să vină alături de noi. Și pe doamna profesor Paraschiva Moise, doamna din George de la Corul Comunata din Brega. Pe scenă, după cum ați, pe scenă, după cum ați putut observa, se află colega noastră, doamna profesor Diana Vieru Burlescu, dirijoarea Corului Comunata din Brega. În semn de prețuire și de mulțumire, Centrul Cultural Județean Călăraș oferă diplome de onoare corurilor care au fost prezente la acest eveniment. Pentru corul Camerata al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Brăila. Din Silistra, Bulgaria. Și
și bineînțeles pentru corul Camerata Danubii, corul Centrului Județean. De multe ori în România evenimentele culturale sunt transformate în evenimente pe care se aplică foarte rapid ștampila senzaționalului sau a unei sărbători deosebite. Pentru mine, sărbătoare este faptul că există încă muzică corală, sărbătoare este faptul că sunt oameni precum domnul Ghegeliu sau domnul Coman, membrii ai corului Camerata Danubii, care după două decenii, mai bine de două decenii, sunt prezenți pe scena unui centru cultural. Din acest motiv am să mânez un set de diplome de excelență pentru toți membrii corului Camerata Danubii. Doamnă dirijor, vă rog! Aici există un diplomă de excelență pentru fiecare din membrii acestui cor. În 2010 sau până atunci, poate cu alte ocazii, și sper de asemenea ca și corul Camerata Danubii să fie invitat acolo unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Vă așteptăm la următoarea.